Salutare tuturor, eu sunt Tuții și azi am revenit cu o veste tragică. Astăzi am fost provocat de către Vlad aici de față la un 1v1. Ce credeți? Vlăduț este pregătit să dea 1v1 cu mine? Lăsați-ne un like, un share și un comentariu dacă vă place ceea ce facem. Haideți să înceapă meciul. A revenit meciul cu Junkie Junior, zis Vlăduț. Eu știu de Junkie mic. M-a bătut prima rundă. Ai ori îmi iau bătaie rău, ori îl bat rău. Una din două. Avem voie cu 2 în 4? Da, ai voie cu 2 în 4. Păi e tot în 4 gen. Ori la bal, ori la spital, nu? Junkie fără slide. Ce faci, bă, mă, cauți? Intră pe mid, dă glonțul ăla că ești pregătit și după jucăm. Și comentatorii mucles. Așa. Nu mă bate, să te dau puțin mai tare pe Discord. Gata. Hai să ne bat. Am lăsat să mă bat, că am văzut că n-avea iarmă în mână. Ai avut noroc. Mi-a venit și pizza de mâncare, bă. Dă-o mâncaie și gurița lui. Dă-o ești. Bate, bă! Bă, îmi stă gândul doar la pizza, bă! N-am apucat să trag. A, e? Ești mai prost. N-am zis că te bat. Mai am ieșit firea al dracu, băi! M-am vârtit ăsta pe tot mid-ul, băi! Enemy down! Hai că am reușit să-l egalăm, băi! Știu că a venit pizza! Am auzit interfonul și suneria! Soneria. Da, crede că sunet. Pune. N-am sunet, ți-am dat pre-fire, ce sunet? N-avem ce face. Dacă PUBG a vrut să facă un all ca lumea. Bă, mi-a tras pe cabine acum. Îmi stă gândul doar la pizza. Pizza, pizza. Prost am fost. Prost, prost. Al meu se pune cu pic, cu dalea, cu dalea. Sunteți nebuni. O scură cum să fiu un video. Bă, n-ai voie cu d-astea. Nu știu mecherea aia cu săritul, n-ai voie. Stai, bă, nu! E, ce stai, mă, nu? Mi-a intrat în inventar. E problema mea că ți-a intrat în inventar. Bă, da, tu numai la locul tău știi să stai, nu mai știi să pușezi, ia vezi.
of the match is over and the red team is in the lead. Ben! Ce? E castră scorul. Are nimic, tot te bat. Dar de ce stai acolo? Da, de ce? Că așa faci și tu, stai după cutia aia mare. Nebunule. Ah, m-am putut și așa. Ah, m-am încurcat. Gata, m-am bătut ăsta, nu mai am ce să fac. Uf, doamne, păi firar, ce-a sublestemat. Acasă când am plecat. Hai, mai stai și pe jos. Ai obișnuit cam mult în picioare. Da. S-ar putea să cauți casă. Dă-te jos, te las să te dai jos la data asta. Aoleu, iarăși a leșinat, băi, băi, băi. Dați de ceva de leșin, că tot cade băiatul ăsta. Am sărit, bă, Gameș. Era meciul meu de egal ăla. Runda mea de egal. Hai, pă, nebunule. Al meu s-a întins de pe jos, bă, Gameș. Se panta de giroscopul ăla. S-a întins de pe burtă, bă, el. Hai că m-am enervat să mă... Limbaj licențios, limbaj licențios. N-am vest. E, și crezi că mă interesează pe mine că n-ai tu vestă? Nu, păi așa ziceam și eu. Cum dracu mă? Bă, eram după ai cutie! Capul, reloading! Am făcut contur la cap, bă! Dacă mă bată... Tot păpușul nostru numărul 1. Mor! Am 4 kg 40 de secunde, n-am nicio șansă. The red team leads with 30 seconds left. Nu mai mă, mi s-au încurcat degetele în astea, m-am enervat. E normal că mă bați când stai 10 minute să ajungi până în mid. Ar nu trage tot timp, vine moșchit.
Din păcate, provocarea a luat sfârșit. Junkie este câștigătorul acestei înfruntări. Felicitări de Junkie. Nu uita să ne dați și nouă un follow la Ion Silvian pe Instagram, un like și un share. Un subscribe dacă vă place ceea ce facem. Haideți să ascultăm opinia publicului nostru. Junkie este un camper. Da? Și Gabi? Eu zic că Junkie nu e camper, doar știe că tu faci picurile, dar tot el te bate. Gen. E bine. Părerea Junkie a stat de multe ori camp și cam mereu când l-a pușat pe uții a murit. Deci, rezultatul final este așa. Junkie reușește victoria și trebuie să-l schimbăm pe Gabi ca comentator. L-am pupat. Mua.